Am vorbit deja la mindset despre burnout, dar oare care e situația în România? Un sondaj unde lucrăm.ro vine cu niște cifre extrem de alarmante. 76,5% din oamenii din organizațiile din România au trecut prin cel puțin un episod de burnout în ultimii 5 ani, în condițiile în care 20% dintre ei spun că nu știu destule ca să identifice burnoutul. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii care știu ce înseamnă burnout au și identificat măcar un episod în carierele lor. 54% dintre noi am avut mai multe episoade de burnout și doar 3% dintre oameni spun că nu s-au confruntat cu așa ceva niciodată. Cauzele sunt clare. Primele trei motive la mare distanță de restul se referă la volumul mare de muncă, la cultura organizațională și la managerul direct. Partea îngrijorătoare a sondajului este că 81% dintre oameni spun că nu au primit niciun fel de ajutor de la organizația lor ca să treacă prin acest burnout. Doar 5% consideră că au fost ajutați. Asta arată clar că, deși vorbim de un fenomen foarte răspândit, puține organizații urmăresc și adresează problema. Ce ne spun aceste cifre despre noi, despre România? Avem organizații cu culturi organizaționale nesănătoase și lideri care nu își exercită rolul. Există o presiune foarte mare pe oameni să livreze peste puterile lor, iar momentele în care le este greu sunt lăsați singuri. Putem mai mult de atât. Primul pas ar fi să începem discuția despre burnout și cultură în organizațiile noastre. Ce ziceți?